cinstiți, nuntași, cu toți împreunați. Cinstiți părinți și dumneavoastră, cinstiți părinți, cinstiți socrii, nas și nună, și nuntași dinpreună, cu toții sunteți rugați un cuvânt de iertăciune să ascultați. Să fiți cu luarea minte la vreo câteva cuvinte care în carte sunt scrise și astăzi, 19 august 2018, trebuie să zise. Că acestor fii le-a venit vremea să se despartă de mamă și tată și să meargă la lor casă. Căsătoriei i s-au închinat obiceiuri solemne și sărbătorești, fiind în viziunea populară o apoteoză a vieții, un ideal de fericire umană, astfel încât nunta este cea mai impresionantă petrecere populară. Se povestește din bătrâni că un tânăr fecior n-avea voie să se însoare până când nu avea cu mâna lui 2000 de cuie din lemn de tisă, lemnul de aur al pădurilor noastre, câte mai sunt la ora actuală. Ca să-și acopere casa, de care cu sudoare, tânărul trebuia să fie vrednic să-și întemeieze un cămin. Însă astăzi situația s-a schimbat, după cum vedeți, radical. Sperăm că Liviu să fie gospodăros și omenos ca tatăl său, ca mama sa, Angela, și harnic ca o albină, repet, luându-se la întrecere cu propria sa mămică care e pe undeva pe aici, doamna Angela. A nimerit într-o familie de bucovineni deosebită, unde soții Constantin și Caterina, cei ce și-au construit cu puteri și eforturi uriașe o frumoasă locuință acolo, în Dornești, au demonstrat că atunci când dragostea triumfă, toate vin de la sine. Iar bunicilor de undeva de sus, poate că privesc, își aruncă ochii și sunt acolo, fericiți că aici își văd visul lor din tinerețe împlinit. Dar când spuneam dragostea triumfă, toate vin de la sine. Și cât dumneavoastră cei prezenți, că este o asistență numeroasă astăzi aici, semn că iubiți pe acești copii, că-l iubiți pe Liviu și mă bucur din tot sufletul pentru acest lucru. A ajuns pe mâini bune, să știți, într-o familie de oameni manierați și respectați de seme. Dar să luăm aminte din nou câteva cuvinte. Dumnezeu cu cuvântul a făcut cerul și pământul, i-a dat podoabe mărețe de orare, frumusețe, cerul l-a împodobit cu soare și lună strălucitoare. Pământul l-a umplut cu vite, feluri deosebite, marea și apele toate, cu nenumărate cloate. Apoi, întinzând mâna sa sfântă, ridic pe Adam din țărână, cu chip și cu sudoare după asemănarea sfinției sale, și zidi din a lui coastă pe Eva, strămoașa noastră. Apoi, după cum se știe, părinții
vă rog să fiți atenți aici, au o mare datorie. Pe copiilor să-i crească până la vârsta bărbătească. Flăcău merge cu tata, mama rămâne cu fata. Tata pe Flăcău îl învață cu sfaturi și cu povață, cum să se îmbărbăteze, cum să lucreze, cum să apuce unealta, barda, svredelul și dalta. Mama pe fată o învață cum să facă mâncare și altele în casă câte le are. Mama în casă cu alăptatul, legănatul și scăldatul, nopțile cu nedormitul, zilele cu neclintitul. De aceea zic că acum își lasă mama și muma, doi cu doi se adună să trăiască împreună, iar acum stau plecați să-l iertați și să-l binecuvântați. Și nu-i copil să se nască la părinți, să nu greșească. Căci blestemul părinților risipește casa fiilor. Iar binecuvântarea părinților întărește casa fiilor. Cei de față adunați, să strigăm în glăsuire, să trăiască în fericire. În trai bun să se răsfețe. În trai bun să se răsfețe. Până la adânci bătrânețe. Până la adânci bătrânețe. Oaie verde, muzica.
soții, sunteți rugați cu cuvânt de iertăciune să ascultați. Să fiți cu luarea minte la vreo câteva cuvinte care în carte sunt scrise. Și astăzi, 19 august 2018, trebuie zise că acestor fii le-a venit vremea să se despartă de mamă și tată și să meargă la lor casă. Se știe, căsătorii s-au închinat obiceiuri solemne și sărbătorești, fiind în viziunea populară o apoteoză a vieții, un ideal de fericire umană. Soacră ta nu ți-i mamă să ți-ai cuvântul în seamă și socrul tău nu ți-i tată să ți cer să nu te bată și bărbatul nu ți-i frate, ia fi milă când te-o bate. A soț patru la părinți ca și luna între doi sfinți. Ai fost fată cu plăceri la părinți din mângâiere. Rămâi mamă sănătoasă, dacă n-ai fost bucuroasă ca să vezi umbra prin case. Că s-o dus frunza de-a lună și-a mamei copil bun. Că s-o dus frunza de fragă și-a mamei copil dragă. Faie verde mătragună, ia-ți mireasă, ziua bună. De la soare, de la lună, de la măicuța ta bună. De la lună că-i departe, de la tata cu dreptate, de la grădina cu crin, de la rude și veșini, florișică de pe coastă, frumoasă-i mireasa noastră, așa-i? Așa-i. Florișică din pădure, de frumoasă, n-are nume. Ce-și mai așa iertășune, de la nașă și-i mari? Gabi și Maria, Adina, Dorina, Ana, Florin. Gabi, Dorina, Costel, Mieila, Ana Maria și Serioza. Mulțumim, comunii din Moldova,
și ei și alături și el cu noi. Și acum, așa cum e obiceiul nostru strămoșesc, cel și vă vorbește de la naș un bacșiș mare, iar de la domnișoara mireasă Cristina, o batistuță frumoasă, cu care se șterg ochișorii și iar frumoși, care acum vase lacrimi. De la domnul Mirii, un pahar cu vin. L-am luat mai înainte. Casa-i de la Dumnezeu. Amin. Vă rog să-ți săruți mâna părinților, că te-au crescut în frumusețe și în bunătate sufletească. Ți-au oferit așa după posibilităților tot ce ai vrut tu, Cristina. Iar noi să cântăm toți la mulți ani cu sănătate.